Bună ziua! Suntem într-o facilitate specială aici, într-o hală care a fost amenajată pentru bolnavi de COVID-19 care au simptome foarte ușoare. Este totul special amenajat aici, este o facilitate total atipică, într-un spațiu gândit pentru depozit sau magazin, prin inițiativă privată s-a realizat practic un fel de spital. Din capul locului vreau să spun că apreciez foarte, foarte mult această inițiativă privată. Inițiatorii sunt firmele Auchan și Leroy Merlin, dar și multe alte firme, multe ONG-uri au venit în sprijin, au venit cu materiale, cu bani, cu muncă și au realizat această facilitate pe care am vizitat-o astăzi. Sunt impresionat. Avem aici multe soluții noi, inovatoare și cred că cei care, din păcate, vor avea nevoie de un loc aici, vor fi foarte mulțumiți de ceea ce găsesc. Această facilitate va fi operată într-un parteneriat. Firmele private și ONG-urile au amenajat totul, dar în practică Institutul Matei Balș împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va gestiona tot ce se va întâmpla aici. Departamentul pentru Situații de Urgență a fost implicat în coordonare și în amenajare și va coordona în continuare și modul cum funcționează această facilitate în legătură cu celelalte. Eu țin să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat aici, și firmelor, și persoanelor private, și ONG-urilor, și voluntarilor, fiindcă au fost și mulți voluntari. Înțeleg că ceva similar se va găsi și în altă parte din țară. Eu sunt foarte, foarte bucuros că antreprenorii, ONG-urile, persoane private au înțeles că este bine să nu lase statul singur să gestioneze această epidemie și ne bucurăm cu toții când vedem că și oamenii de afaceri, ONG-urile, vin cu un ajutor foarte practic și binevenit. Deci, încă o dată, le mulțumesc tuturor. Celor care vor veni aici, le doresc sănătate, iar dumneavoastră tuturor vă doresc multă sănătate. Mulțumesc!